ziua, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. O nouă săptămână, o nouă alertă cu bombă. De această dată, oamenii legii au fost anunțați că aeroportul internațional Chișinău ar fi minat. Potrivit poliției de frontiere, la fața locului s-au deplasat imediat serviciile specializate. Zona a fost încercuită, iar pasagerii și personalul au fost evacuați. În urma verificărilor, specialiștii de la BombTech nu au depistat obiecte suspecte, iar alarma s-a dovedit a fi falsă. Polițiștii de frontieră de la aeroportul Chișinău au fost alertați în dimineața zilei de luni despre o posibilă minare a aeroportului. Menționăm că în jurul orei 7:10 polițiștii de frontieră au fost alertați despre o posibilă minare a aeroportului. Imediat după primirea informației au fost anunțate entitățile care prestează servicii în aeroport. În vederea sporirii măsurilor de securitate, la fel au fost mobilizate toate echipele de intervenție ale serviciilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, precum ar fi Inspectoratul de Poliție Botanică, Departamentul Situații Excepționale, Serviciul BombTech și altele instituții. Cu bagajele pline, pasagerii care urmau să decoleze în alte țări așteptau afară ca perimetrul clădirii să fie verificat. Am auzit că a dat bomba și asta stau aici cu ora. Ne-au zis, noi am ajuns la ora 7 și ne-a anunțat. Am vrut să mergem la înregistrare, iată, voiam să zburăm, dar simt că o să ne reținem. La ce oră? La 11. Zburăm în Antalya cu familia. Știți, țara noastră este liniștită. Cred că cineva a glumit în așa mod. Cred că va fi bine și că vom zbura cu sufletul liniștit. Unii călători ne-au spus că vestea i-a cam băgat în sperieți. De mult timp stați afară? Vreo jumătate de oră. Bă, ce oră aveți în curs? V-ați speriat când ați auzit de acest lucru? Un pic, dar poliția este tot și bine să facem noi grijă. Noi am venit și toți stăteau afară, ne-am apropiat, am întrebat, ne-au spus care este situația. Stăm, așteptăm să relueze activitatea. Încă mai sunt speranțe. Zbor cu escală și acest lucru mă deranjează cel mai tare. Potrivit poliției de frontieră, în clădirea aeroportului nu au fost depistate obiecte explozibile. În jurul orei 10, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal. Alarma cu explozive s-a dovedit a fi falsă, iar punctul de trecere a frontierei aeroportului internațional Chișinău și-a reluat activitatea în regim normal. Potrivit reprezentanților aeroportului, în urma alertei false cu bomba a fost reținută cu 2 ore cursa Chișinău-Istanbul. Avionul trebuia să decoleze la ora 12:10, însă acum va zbura din capitală la ora 14. Din cauza alertei cu bomba au fost blocați pe aeroportul internațional Chișinău cunoscuții interpreți din România, Smiley și Denis Roabeș, liderul grupei The Motans, care au participat duminică la un concert desfășurat la Grădina Botanică. O fotografie cu cei doi a fost publicată pe Facebook de internauți. Am încercat să luăm legătura cu autoarea pozei, care ne-a spus că interpreții zburau la București și că au așteptat 1:15, la fel ca ceilalți pasageri. Potrivit oamenilor legii, autorul apelului fals riscă amendă până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 2 ani de închisoare. Cererea Moldova Gaz de majorare a tarifului gazelor naturale până la 26 de lei și 52 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus a ajuns pe masa Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Furnizorul de gaze cere ca noul preț să fie aplicat retroactiv din 1 iulie, pentru că actualul nu acoperă devierile tarifare. Potrivit documentului publicat de ANRE, Moldova Gaz susține că ajustarea prețurilor reglementate este determinată de majorarea semnificativă a costului de import al gazelor naturale procurate, precum și de generarea devierilor tarifare negative esențiale. Prețul mediu de furnizare al gazelor naturale din 1 iulie 2022 cu aplicarea devierilor tarifare formate în perioada ianuarie-iunie 2022 este determinat în mărime de 23.572 de lei per mie de metri cubi, ori cu 45% mai mare decât cel mediu aprobat de ANRE din 1 iunie 2022, se arată în solicitarea furnizorului de gaze.
Astfel, dacă Andrei va da curs solicitării Moldova Gaz, moldovenii vor achita din 1 iulie 26 de lei și 52 de bani, cu TVA inclus pentru un metru cub de gaze naturale consumate. Termenul de examinare a cererii depuse este de până la 180 de zile. Președintele Consiliului de Administrare al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a scris pe contul său de Telegram că instituția pe care o conduce nu a căutat niciodată să ridice tarifele cu orice preț, iar majorarea este justificată. Situația este astfel încât prețul de achiziție de astăzi inclus în tarif este cu 284 de dolari mai mic decât prețul de achiziție pentru luna iulie, dacă înmulțim cu volumul consumului de gaze în iulie, care este de 26 de milioane de metri cubi, atunci diferența va fi de peste 7 milioane de dolari. Numai în 2022, compania a acumulat abateri negative de tarif de la costul achiziționării gazelor naturale pentru 783 de milioane de lei. Totodată, Vadim Ceban susține că Moldova Gaz este obligată să achite nu doar pentru gazele naturale consumate, dar și pentru întreținerea infrastructurii de transport și distribuția gazelor naturale. Acesta atrage atenția și asupra necesității achitării la buget a TVA pentru importul gazelor naturale în perioada aprilie-mai 2022. Mai exact, este vorba de 107 milioane de lei. Totodată, conducerea furnizorului de gaze s-a referit la datoriile acumulate de consumatori, care sunt de 79 de milioane de lei. Prin urmare, Vadim Ceban susține că nu vede o tendință pozitivă în achitarea sumei totale a datoriilor în următoarele 14 zile, care este necesară pentru a strânge fonduri pentru plata către furnizorul principal, având în vedere interdicția până la 30 iulie de deconectare a debitorilor. Acum o lună, tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali a crescut de la 14 lei și 6 bani la 18 lei și 62 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus. Decizia l-a nemulțumit pe șeful de la Moldova Gaz, care solicitase un preț de 24 de lei, precizând că tariful aprobat de ANRE va duce la acumulare de noi datorii, ceea ce va cauza inevitabil o nouă majorare de tarif. Doliu în Parlamentul de la Chișinău. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Elena Bodnarenko, s-a stins din viață în această dimineață după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă. Informația a fost confirmată pentru TV6 de colegul său de partid, Vladimir Odnostalco, dar și de către serviciul de presă al Parlamentului. Bodnarenko avea doar 57 de ani. Ea a fost membra Partidului Comuniștilor din anul 1994 și a fost deputat în Parlament între anii 2005-2010 pe listele PCRM. Din 2011 până în ianuarie 2015, Elena Bodnarenko a fost primarul orașului Soroca. Ulterior a revenit în Parlament până în legislatura actuală. Locul ei din Parlament ar putea fi ocupat de către socialistul Adrian Albu, candidat pe locul 35 în lista PSRM. Acesta este consilierul fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Președintele Maia Sandu a plecat luni într-o vizită de lucru la Atena, unde se va afla până marți. Potrivit președinției, ea are programată o întâlnire cu conducerea de vârf a Greciei și va participa la masa rotundă guvernamentală, ediția 26, dedicată subiectelor economice de actualitate. Totodată, miercuri, șeful statului va merge la Vilnius, la inițiativa președintelui Lituaniei. Acolo, Sandu va participa la celebrarea Zilei Statalității Lituaniei și se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai țării. Purtătorul de cuvânt al instituției prezidențiale, Sorina Ștefârță, ne-a spus că nu ne poate oferi mai multe detalii despre cele două vizite și că marți va fi publicat un comunicat despre întrevedere. Recent, Maia Sandu a mers într-o vizită de lucru la Kiev, aceasta fiind prima deplasare în țara vecină după începerea războiului. Șase oameni au murit, 9 au fost răniți, iar alte 20 de persoane au fost date dispărute duminică în Italia, după ce o bucată uriașă de ghețar s-a desprins de pe muntele Marmolada, din estul Dolomiților, provocând o avalanșă. Uriașul bloc de gheață s-a rupt din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă. Printre cei dispăruți sunt și cetățeni români, anunță presa italiană. Am încercat să aflăm dacă printre victimele incidentului se află și moldoveni, dar purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Chișinău, Daniel Vodă, ne-a spus că va reveni pe parcurs cu informații oficiale.
Serviciile locale de salvare anunță că 4 dintre cei 6 oameni uciși de ghețare au fost identificați. Este vorba despre 3 cetățeni italieni și un ceh. Continuă și căutarea celor dispăruți, fiind vorba despre italieni, germani, cehi și români. Printre victime ar fi și ghizi. Bilanțul provizoriu al victimelor a fost anunțat de agenția de știri italiană ANSA, care îl citează pe un consilier regional pentru protecție civilă din Veneto. Potrivit oficialului, lucrurile se schimbă și este greu de spus cu certitudine ce s-a întâmplat. Mai mult, este dificil de stabilit identitatea victimelor deoarece trupurile au fost dezmembrate, au declarat anchetatorii pentru ANSA. Cadavrele recuperate până acum au fost duse la un punct amenajat pe patinoarul orașului pentru recunoașterea lor de către rude. La locul tragediei au ajuns o parte dintre rudele victimelor și celor dați dispăruți, mai scrie sursa citată. 5 elicoptere și mai multe echipe cu câini de salvare au fost trimise în zone să caute persoanele prinse sub zăpadă, bucăți de gheață și pietre. Salvatorii au fost nevoiți să acționeze cu prudență din cauza riscului de prăbușire în continuare a gheții și rocilor. Aproximativ 18 drumeți se aflau în zonă în momentul prăbușirii ghețarului, a transmis dispeceratul de urgență din nord-estul Italiei. Ieri, în zona în care a avut loc tragedia, temperaturile au urcat până la 10 grade Celsius. Avalanșa s-a produs pe masivul Marmolada, un munte de peste 3300 de metri din lanțul Dolomiților, în partea de est a Alpilor italieni, între regiunile Trento și Veneto. Ghețarul Marmolada este cel mai mare din Dolomiți. Uriașul bloc de gheață s-a rupt din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă. Din 1 iulie, salariile angajaților căilor ferate ale Moldovei vor crește în medie cu 70%. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al Întreprinderii, iar directorul Oleg Tofilat spune că fondurile necesare majorării lefurilor, aproximativ 30 de milioane de lei lunar, vor veni din creșterea veniturilor, în special prin dezvoltarea tranzitului de mărfuri pe teritoriul Moldovei. Începând cu 1 iulie, angajații căi ferate a Moldovei vor primi lefuri majorate prin ajustarea salariului minim de la 1852 la 3500 de lei. Dacă e să vorbim în cifre, asta înseamnă de la 4100 la 7000 de lei. Desigur, salariul brut va fi ceva mai mare. Anul trecut, Calea Ferată a avut restanțe salariale de 6 luni către angajații săi. Acum însă, potrivit șefului întreprinderii, situația s-a schimbat cardinal. Majoritatea datoriilor le-am returnat înainte de anul nou, iar la sfârșitul lunii mai am închis toate restanțele. Acum există o mică parte de asistență financiară restantă pentru ultimii 4 ani, pe care sper că o vom plăti înainte de sfârșitul acestei luni. Angajații întreprinderii spun că acum pot să lucreze în regim normal, nu pentru supraviețuire, cum era un an în urmă. Desigur că vreau un salariu mai mare, pentru că sunt pensionară și sunt singură. Până de curând, situația la Calea Ferată era deplorabilă. Nu ne plăteau salariul de foarte multă vreme și din această cauză oamenii plecau masiv. Odată cu majorarea prețurilor și a tarifelor la utilități, fiecare persoană care lucrează aici salută creșterea salariului. Pe lângă majorarea salariilor, este planificată restructurarea și modernizarea întreprinderii. În următorii ani se vrea refacerea completă a infrastructurii, achiziționarea circa 5.000 de vagoane de marfă și optimizarea procesului de producție, spune directorul general al CFM. Restructurarea va avea ca rezultat o îmbunătățire a performanței noastre operaționale și economice, ceea ce, în consecință, va duce la o nouă creștere a salariilor. În iarna și primăvara anului 2021, din cauza restanțelor salariale, angajații întreprinderii au protestat în diferite orașe ale țării. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă. La revedere!